Liderul europarlamentarilor PDL Teodor Stolojan a criticat astăzi programul de convergență pentru 2013-2016 anunțat de guvern. Democrat-liberalul a susținut că eliminarea țintei de timp privind aderarea la moneda euro constituie o gravă eroare politică. Teodor Stolojan este de părere că programul de convergență aprobat de guvernul Ponta nu conține o analiză a riscurilor financiare. Pentru prima oară în istoria României, nu în ultimii 20 de ani, în istoria României, datoria externă a depășit 100 de miliarde de euro la sfârșitul lui februarie acest an. Totodată, fostul premier a adăugat că România trebuie să fie cât mai bine dezvoltată atunci când hotărăște să adopte moneda euro, iar acest aspect trebuie prevăzut în programul de convergență. Spun că este o eroare să nu stabilim un obiectiv țintă pentru adoptarea monedei euro. De ce? Pentru că dacă l-am stabilit, atunci ar trebui ca întreaga societate românească să se pregătească pentru acest lucru. Și mai ales Guvernul României și, evident, Banca Națională a României. Teodor Stolojan a mai arătat că în programul de convergență nu se face nicio referire la reducerea fiscalității și nu sunt analizate riscurile pentru stabilitatea financiară.